am putea să facem totuși niște planuri realiste pe care să le și ducem la îndeplinire? În primul rând, este foarte bine să încep prin a te ține sub observație. Și tot românii au un proverb extraordinar care spune în felul următor: spune-mi cu cine te însoțești ca să spun cine ești. Atâta timp cât eu o să mă duc să fac clubbing și dating, cu siguranță că nu o să găsesc acolo niște repere neapărat specifice legate de inteligența emoțională. Acolo e terenul de vânătoare până la urmă. Și atunci este nevoie ca eu să-mi accesez un fel de dorință interioară, să mă însoțesc pe acest drum cu oameni care deja l-au parcurs. Cu alte cuvinte, autori, cărți, videouri motivaționale, psihoterapeuți, de ce nu, persoane care sunt un fel de ghizi, un fel de învățători. În societatea hindusă, ei le spuneau la aceste persoane guru. Guru, de fapt, înseamnă învățător. Este fantastic pentru că acum învățătorul nu mai trebuie să fie în același sat cu tine sau în același templu cu tine, ci poate să fie oriunde pe pământul acesta. Faptul că suntem conectați la internet ne permite extraordinar de mult să fim în compania unei persoane care să ne susțină motivația. Un mic filmuleț, numai dacă dai pe YouTube motivation speaking, iată că poți să asculți un astfel de discurs, 2-3 minute și dintr-o dată îți amintești. Apoi ar fi bine să ai un wish list, o listă cu obiective. Seneca spune foarte frumos că nu există drum favorabil dacă nu știi în ce direcție mergi. Asta ajută iarăși ceva mai mult la stabilirea obiectivului și la menținerea căii pe care ți-ai ales-o. Pentru că știm noi cum este. Când vine Revelion, acum trebuie să fac asta, așa, asta, așa, asta. Și în 5 zile ai intrat în rutina aceasta și deja uiți. Există cursuri de dezvoltare personală. Există apoi cursuri live, pentru că ușor, ușor am început să fie din nou. Există tabere, există grupuri. Este foarte importantă starea aceasta de apartenență. Uite, în comunitatea pe care eu o am acum, există câteva persoane, cei care au fost la cursurile Neuropsi și sunt în 170 și nu știu câta zi de meditație dimineața, neîntreruptă, n-a lipsit nimeni. Mi se pare wow, adică perseverența lor este demnă de urmat și știu că în comunitate se întâmplă lucrurile mai ușor. Deci iată, apartenența la o comunitate poate fi. Deci toate aceste lucruri te pot menține pe cale și eu cred că sunt niște trucuri pe care atunci când le accesezi este imposibil să nu te ajute cumva. Eu sunt, cum să spun, nici nu am cuvinte, iată că nu-mi găsesc cuvintele. Sunt foarte fericită că ați putut să fiți alături de noi și au fost atâtea informații atât de prețioase. Și, iar eu m-am reconectat la obiective. Iar eu sunt atât de fericită pentru că și eu sunt foarte, foarte fericită că găsesc atâta flexibilitate și disponibilitate să discut despre subiecte atât de frumoase și dragi mie. Și eu sunt cea care vrea să vă mulțumesc. Oamenii sunt foarte, cum să spun, sunt însetați după astfel de informații, tocmai pentru că au nevoie de apartenență, au nevoie de oameni asemenea lor sau oameni care au bătut calea înainte și cumva să-i urmeze. Și de aceea mă bucur că noi avem, iată, încheiem într-o notă așa de recunoștință această ediție specială, pentru că mă bucur că putem să facem acest lucru, Beatrice, și că oamenii se uită la noi și mă bucur că putem avea oameni ca doamna dr. Gina Chiriac alături de noi. Mulțumesc și mulțumesc că ai adus recunoștința aici. Este unul dintre cele mai prețioase daruri pe care le avem ca și conștiință umană.